Într-adevăr, și anul acesta, în 2019, sărbătorim împreună cu lectoratul de limbă bulgară venirea lui Moș Crăciun. Studenții de la Facultatea de Litere ne-au pregătit o surpriză foarte plăcută, o invitație la venirea lui Moș Crăciun, în care ne vor oferi un program de colinde, de poezii în limbile pe care le avem la departamentul nostru, franceză, italiană, spaniolă și bulgară. Suntem alături de ei, îi sprijinim, ne bucurăm că au astfel de inițiative, îi sprijinim și vom avea și noi la rândul nostru tolba plină de cadouri pentru ei. Dobr den, kazum se Miroslava Vătupă și sunt lector pe bulgarski jezik, literatură și cultură în Craiovski Universitet. Тук съм от края на месец октомври и ще бъда лектор в Крайова следващите няколко години. Лекторатът в Крайова има, българският лекторат в Крайова има дългогодишна традиция. Bună ziua, se numește Miroslava Bătupă și este lector de limba bulgară și cultura bulgară și se află la Craiova ca lector de la sfârșitul lunii octombrie. Lectoratul din Universitatea din Craiova are o tradiție îndelungată. Български лектори в този университет са били редица преподаватели, както от Великотърновския университет, мои колеги, така и от Българската академия на науките. Lector la Universitatea din Craiova, la lectorat, au fost atât specialiști de la Universitatea din Velicotârnova, cât și de la Academia de Științe de la Sofia. Изключително съм щастлива, че имам възможността да бъда лектор в Краевския университет. Радвам се също на това, че тук открих студенти, които с голямо желание искат да изучават български език, интересуват се от българската култура. Și sunt foarte fericită că sunt acum la Craiova, unde am găsit studenți care se preocupă de limba și literatura bulgară. Българският език се изучава като факултативна, в факултативна форма на обучение. Limba bulgară se învață la Universitatea din Craiova ca facultativ. Днес сме се събрали на едно коледно тържество, което е организирано от съвместно с лектората по френски език и с студенти, които изучават езици в факултета. Și acest eveniment l-am organizat împreună cu lectoratul de limba franceză și studenții care învață la Facultatea de Litere de la Universitatea din Craiova. O acțiune care nu vrea să demonstreze absolut nimic, decât că noi ne-am dorit de fapt să protestăm între ghilimele, pentru că în ziua de astăzi, în momentul acesta al veacului 21, oamenii nu-și mai exprimă sentimentele. O să fiu puțin mai explicit și o să spun că în perioada asta a sărbătorilor de iarnă, majoritatea dintre oameni observ că își ascund plăcerea de a mai colinda, de a mai asculta muzică specifică acestei perioade, o reprimare a sentimentelor. Și cred că acțiunea noastră asta este, adică ăsta e scopul ei, de a ne purta așa cum simțim, de a atrage puțin atenția asupra colindelor românești, dar și asupra celor internaționale și să manifestăm într-un mod cultural și frumos pentru în cadrul acestor sărbători, în cadrul acestor momente. Câți studenți participă și de la ce lectorate? Și să ne spui și în ce limbi vor fi cântate aceste colinde? Numărul studenților nu poate fi evaluat pentru că e un număr destul de mare, important. Lectoratele participate sunt cele ale limbilor franceză, italian, engleză, română, spaniol, sper că nu am sărit pe nimeni, da? Și chiar în limba bulgară se va cânta. Vom încerca să avem un accent cât mai bun pentru limba bulgară, pentru colindul în limba bulgară. Și altceva ce aș putea să mai spun este că vreau să mă refer la numărul participanților. Numărul participanților este neașteptat de mare, pentru că
mă raportez la anul trecut, când numărul a fost un pic sub așteptări, da? De aceea protestul nostru, între ghilimele, cum spuneam, încearcă să-și ducă rol, să-și facă simțită prezența, să zicem așa, și să sperăm că și la anul vom avea și mai mulți, un număr mai mare de studenți implicați. Dulce galben de lumină, cum și eu bălai eram, ne-a pus mama o gutuie, ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprind un fel de jin. Și acum când trece anul, parcă o simt îmbătrânind. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici veteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și o văd cum luminează, n-am puterea s-o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Oh, the weather outside, it's frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, si no són lliures. I cridi la veu de tot el poble. Amén. Che veste minunata un bete em disarata
Betleem Maria. S-a pușit călătoria cu miță lași, când acel oraș a născut Mesia. Cu miță lași, când acel oraș a născut Mesia. Pe fiul la trimis în lume să se nască și să crească, să ne mântuiască, să se nască și să crească, să ne mântuiască, să se nască și să crească, să ne mântuiască, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Noi umblăm acolo în amărâți Mărgărita, noi umblăm acolo în Soală gază din pătrat.
premină, bială tăpârtină. Zum, 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 bială tăpârtină. Zum, 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 bială tăpârtină. Bială concetă-i grivi, miată zăși nejeni grivi, pârtii spre spite se vie, selotor se crie. Zum, 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 selotor se crie. Zum, 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 selotor se crie. Ula si vă gata.
dezbrăcat.